Inspectorii ITM Hunedoara au efectuat controle în domeniul producerii energiei electrice, cât și la modul în care este respectată securitatea și sănătatea în muncă în industria extractivă, respectiv minereu, piatră și cariere de suprafață. Au fost verificați 16 angajatori din cele două domenii de activitate, constatându-se peste 100 de deficiențe, pentru care s-au dispus măsuri pentru remedierea neconformităților constatate. În cadrul acestor controle au fost sancționat 13 angajatori, aplicându-se un număr total de 101 sancțiuni contravenționale, din care 97 de avertismente și 4 amenzi contravenționale în cuantum de 39.000 de lei. În perioada 1 a 2 și până în 28 a 2 s-au desfășurat la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă două campanii naționale, campanii dispuse de la nivelul primului ministru și prin Ministerul Muncii. Campaniile s-au desfășurat în domeniul SSM legat de unitățile de producere a energiei electrice, precum și în domeniul extracției diferitelor produse, cu diviziunile KN 050708, adică și minereu, și piatră, și cariere de suprafață, deci tot ce înseamnă carieră până la urmă. S-au descoperit mai multe deficiențe, de la instruire până la neasigurarea măsurilor de sănătate, securitate, muncă, și au fost sancționați 13 angajatori, un număr de 101 sancțiuni contravenționale, din care 97 de avertismente și 4 amenzi contravenționale în cuantum de 39.000 de lei. 30.000 de lei în domeniul mineritului și diferența este la domeniul energiei.